Salutare și bine v-am regăsit după străzile Brăilei, mai precis cumva în afara Brăilei, pentru că ce vedeți în spatele meu este ultimul sens giratoriu la ieșire din Brăila. Locația unde se află de altfel și vaporul, cu bine ați venit, dar interesul meu este de la această intersecție să ajung pe brațul Arapu, de aici din Dunăre, aviz pescarilor amatori de aici din Brăila, posibil că locația respectivă unde vreau să ajung este un loc dorit sau iubit de pescarii amatori de aici din Brăila, însă la rugămintea unuia din urmăritori pe canal mi-a sugerat să vedem împreună, probabil și pentru alte persoane, să vedem cu toții până unde este accesibil cu mașina pe acest traseu, până pe brațul Arapu, unde de altfel există și insula Arapu, dar acolo va trebui să ajungi cu o barcă, cred. Vom vedea la fața locului când voi ajunge acolo. Nici eu nu am mai vizitat până acum această locație, dar acest lucru mă motivează ca să văd acum odată cu voi și mergem împreună să vedem, repet, până unde avem acces sau până unde aveți voi, cei care pescuiți pe brațul Arapu, până unde puteți accesa zona respectivă cu mașina sau cu bicicleta. Și bag de seamă că pe acest traseu intră și autobuzul cu transport în comun, am văzut 4, cred, cel care face vizirul, și alte câteva numere care intră către zona Dunării. Am să întorc un pic camera ca să înțelegeți mai bine zona, pentru că eu am pus telefonul GPS-ul până la brațul Arapu și de la acest sens giratoriu, bineînțeles că am făcut stânga, adică fix aici unde se află, vedeți, semnul cu municipiul Brăila. Bănuiesc că ați înțeles, acolo avem vaporașul cu pista de biciclete. Iar aici există o zonă de șantier pe partea stângă, însă eu voi monta camera în parbriz, cum fac de obicei, și vedem împreună drumul sau dacă această cale, ia uitați, și numărul 10, pentru transport în comun, vom vedea împreună dacă această cale ne va da acces până pe braț, dacă nu cumva am văzut că mai este o opțiune în partea cealaltă, din Brăila, pe lângă sau prin spatele fabricii electrice Iazache. Așadar am montat camera în parbriz. Aceasta practic este șoseaua de centură sau prelungirea șoselei de centură către partea Dunării, zona unde spuneam că intră și câteva autobuze de transport în comun. Mare șantier de anvergură aici. Nu știu ce se petrece, dar se introduce niște tuburi foarte groase, cu siguranță canalizare, sistem nou de canalizare. Aici în partea dreaptă vedeți acum, v-am arătat și în alt video, o zonă Butterfly Event, o zonă cu săl de închiriat pentru evenimente, nunți, botezuri și alte cele. Hai să vedem până unde avem acces, repet, aviz pescarilor amatori din zona Brăilei, pentru zona Arapu. Aici probabil va trebui să traversăm peste o cale ferată. Nu știu dacă mai este funcțională, nu mai este. O cale ferată foarte veche. Deci până aici la calea ferată drumul este bun asfaltat, șosea normală. Aici intrăm într-o zonă unde există și Durabet Construct, cei cu cimentul, o stație de betoane. Iar aici calea de acces, cumva paralelă cu vechea cale ferată. Ia să vedem până unde. Vedeți că foarte multe mașini
sunt parcate aici în dreapta, probabil lucrează la această unitate militară, e o unitate militară aici, probabil, nu probabil, cu siguranță. Dar nu aceasta ne interesează pe noi, iar de aici, de la această parcare, drumul este accidentat, pietruit, ca să vă dați seama. Deci de aici nu mai este asfalt. Practic mă aflu cumva fix în spatele centrului comercial Carrefour. Dar dacă vii cu mașina, și cu siguranță foarte mulți dintre voi care pescuiți prin aceste zone, cu siguranță mulți veniți cu mașina, că na, știu cum este, cu scule, cu... Dar atenție, în această perioadă, aviz pescarilor, atenție că s-au impus și unele restricții în ce constă pescuitul. Dar cred că e vorba de pescuit la plase, năvoade și alte cele, din pricina scăderii nivelului Dunării. S-au implementat aceste restricții de pescuit. Va trebui să aveți voi grijă în ce zone se impun aceste restricții, ca să nu aveți probleme. Deci vedeți că se poate accesa cu ușurință zona respectivă. Hai să vedem până unde anume. Și eu sunt curios să văd această zonă. Nu am văzut-o niciodată de când sunt eu aici la Brăila, născut și crescut la Brăila. Nu am accesat în viața mea aceste artere pe aici. Cel mai mult am venit până acolo la Durabet, cu puțin timp în urmă, cu bicicleta, când eu am făcut un tur și v-am arătat pista de biciclete care duce până în lacul Sărat. Atunci am intrat de curiozitate și atunci am descoperit și salonul Butterfly și am intrat până la stația de betoane de curiozitate să văd unde duce acest drum. Dar nu am venit niciodată până aici în spate. Nu cred că este vreo restricție anume. Ba mai mult de atât, văd în față o mașină acolo pornită, lucru pe care vedeți și voi imediat. Fix în capătul unității, unde există și o barieră. Dacă nu vom avea acces, va trebui cumva să las mașina cumva aici și voi face câțiva pași până la pe malul Dunării. Practic, din câte am văzut, brațul Arap este un braț format din Dunăre, pe mijlocul căruia, pe mijlocul Dunării au rămas ca o insulă, insula Arap. După care acest canal se reunește, se revarsă cumva tot în Dunăre și revine la normal Dunărea. Club Concordia Victoria. Aici există cumva un club auto. Și hai să las și eu mașina aici sus. Mai departe este zona militară cu acces restricționat. Situația este în felul următor. Pentru doritorii sau amatorii de pescuit, renunțați la această variantă, că nu este nicio cale de acces pentru a coborî la Dunăre pe brațul Arapu din această locație. Singura opțiune valabilă este prin Chiscani sau prin făcând stânga la sensul giratoriu la lacul Sărat. Tot pe acolo Chiscani, Gropeni, unde există și cantonul prezent, și acolo puteți poate chiar și traversa cu vreo barcă cumva pe partea cealaltă pentru a pescui. Toată această zonă este militarizată. Până aici am avut cumva acces
iar informațiile vin cumva direct de la unul din lucrători la această bază militară, ca să nu intrăm în detalii. Și până aici ați văzut cu toții că am avut acces până la bariera care impune restricția pe terenul militarizat. Sper că ați înțeles situația acestei zone, deci exclus din această poziție. Mai există o variantă, așa cum am zis la început pe filmare, un drum ce trece prin spate pe la Yazaki, însă tot aici pe această cale de acces te va purta, care este, așa cum vedeți, restricționată din punct de vedere turistic, pescăresc și ce mai vreți voi. Zona având de mulți ani restricțiile aferente. Și fazanii pe stradă. E plin de fazani pe aici. Chiar dacă zona este un pic, nu un pic, e o zonă părăsită aici, e câmp. Până și linia de tramvai sau tren, nu știu, cred că era linia de tren, a fost scoasă și suprapusă, cu tot cu grinzile din beton. Dar bănuiesc că ați prins ideea cu restricțiile, în ce constă accesul din această parte a brațului Arapu. Deci cât ține insula, pe brațul Arapu nu aveți acces. Nu se poate accesa. Singura variantă, pe la Chiscani, venind cumva înapoi câțiva pași, dar tot veți întâlni restricția pe teritoriul militarizat. Deci de acolo, din zona de la Chiscani, cumva ar fi mai valabil. Și de acolo, din locația respectivă, lăsând zona militarizată în urmă, am mers înainte cu mașina până la sensul giratoriu care îți dă acces la lacul Sărat, deci nu la Borcan, rețineți. Sensul giratoriu de la lacul Sărat, repet, faci sensul giratoriu și cumva te întorci înapoi 10 metri și există această opțiune cu un drum neasfaltat. Și am dat drumul la cameră să vedem până unde avem acces pe acest drum, care este strada Turcului. Deci așa se cheamă acest drum, strada Turcului, care practic arată cât de cât mai bine, să zic, decât acel drum accidentat pe lângă unitatea militară. Hai să vedem dacă pe acest drum avem măcar acces să ajungem pe malul Dunării. Dar probabil din acest drum voi ajunge cumva în capătul zonei militarizate. Dar acest lucru vom vedea împreună, dacă avem sau nu acces. Și eu aș vrea să ajung acolo pe malul Dunării. Zona mi se pare foarte interesantă și nu doar pentru pescuit. Însă persoana respectivă cu care eu am vorbit acolo la unitate mi-a spus că acest lucru era valabil cu ani în urmă, când acolo în zonă exista și o limbă de plajă. Probabil cei dintre voi mai bătrâni cunosc mai bine aceste amănunte. Ia uitați cât de sportiv este acest jeep, cu roțile un pic scoase în afară, de teren 4x4. Păi de aia, în această zonă de aceste mașini aveți nevoie. Însă vedeți și voi că drumul este destul de bunișor, să zic. Este pietruit.
practic s-a pus pietriș, un strat de piatră peste pământ, tasat bine. Mai sunt locuri unde mai sunt mici așa găuri, însă nu e problemă. Este practicabil drumul. Se pot ocoli. Sau chiar și cu bicicleta, dacă sunteți amatori de pescuit și doriți să ajungeți în această zonă, puteți accesa drumul chiar și cu bicicleta, dar nu în zona militarizată, pentru că oricum și pe jos, dacă ești pieton sau cu bicicleta, tot nu ai acces în zona respectivă, deci cumva tot pe aici sau dacă nu pe la Chiscani. Dar vom vedea acest drum până unde duce. În partea mea aici, dreaptă, există un canal. Nu știu dacă are ceva apă în el. Însă acest drum, ia să vedem. Nu este accesibil până la Dunăre. Practic am în față acea cale ferată. Să mă opresc un pic aici. Da, am ajuns la calea ferată. În partea stângă văd deja zona militarizată. Și vorbesc în stânga, acolo unde sunt copaci. Pentru că dincolo de calea ferată există tot așa un drum practicabil cu bicicleta sau pietonal. Însă eu mai departe de aici nu am unde să mă duc, decât că voi întoarce mașina aici. Practic acest drum de pământ l-am văzut prezent și acolo când am ieșit. L-am văzut în stânga. Dar mai departe de aici nu se poate accesa. Practic eu văd bariera unde m-am oprit cu mașina pe acel drum. Mă voi întoarce aici înapoi pentru că nu am unde să merg înainte. Practic, ca să înțelegeți că nici pe acest drum, nici acesta nu este valabil pentru a veni la pescuit. Vedeți că accesul am avut doar până în calea ferată. Și mai e de mers, deci practic pe drumul aflat dincolo de calea ferată ajungi practic unde m-am oprit eu, la barieră. Și iarăși nu ai voie. Deci pe brațul Arapu, atât cât ține insula, nu se poate avea acces. Hai să mergem să vedem care este treaba la Chiscani. Aici am intrat pe șoseaua către Chiscani, la sensul giratoriu, aici la borcan, unde era și borcanul. Dar borcanul e un pic mai în față, cred. Aici avem numai câmpuri. Hai să vedem dacă de aici, din Chiscani, avem acces la Dunăre, măcar. Bineînțeles că ajungând pe malul Dunării poți face câțiva pași înapoi către insula sau brațul Arapu, dar acolo în zona insulei, am zis și repet, cât ține insula, nu aveți acces pe toată lungimea canalului Arapu. Toată treaba este, hai să vedem cât avem acces de aici, din Chiscani. Aici avem vechea cale ferată existentă, peste care nu aveam acces nicăieri să trecem. Eu nu știu de ce n-au scos această linie. În unele locuri era scoasă, v-am zis, cu tot cu grinzile din beton.
Hai să vedem, dacă merg așa înainte, oare ajung la Dunăre? Asta cumva este strada principală de aici, din Chiscani. Comună care de altfel are în patrimoniu, să zic așa, în ghilimele, atât stațiunea Lacul Sărat, cât și centru comercial Carrefour. Parcul natural Balta Mică a Brăilei. Hai să fac aici un stânga, așa după instinct. Un mare castel aici, pe dreapta. Bam, bam, bam. Aici ce o să fac? Fac iar stânga. Strada Vadului. Am ajuns la strada Vadului. E un atelier de tâmplărie pe colț aici, ca și punct de reper. Hai să vedem până unde ne duce acest vad. Până aici. Deci mai mult acces nu am. Practic aici în față sunt câteva terenuri private care se ocupă cu prelucrarea lemnului. Și vorbim de lemn brut aici, dar nu intru în detalii că nu am treabă. Am făcut câțiva pași pietonal ca să văd în ce constă accesul, însă proprietatea este privată, este curte cu depozit de lemne și alte cele și nu vă creați decât probleme trecând sau tranzitând curtea acestor afaceriști, să zicem. Așa că aici am să mă întorc înapoi. Deci nici din Chiscani nu se poate avea acces către brațul Arapu, pentru că aici a fost ideea să ajungem, să vedem calea de acces către insula Arapu. Însă, cred că următoarea intrare, dar nu am să mai merg, ar fi la Gropeni sau zona unde există punctul de trecere Bac și cantonul și de acolo traversând cu ceva barcă, dacă chiar doriți în zona Arapu. Ieșind din acea zonă, am făcut stânga de la strada Vadului. Am ieșit înapoi pe strada Vadului, am făcut stânga, am mers pe altă străduță aici și acum iar fac stânga pe strada Cuvioasa Parascheva. E scris aici în colț. Și această stradă, repet, Cuvioasa Parascheva, este cumva ca și un vad. Și deja vedem Dunărea. Aici practic se termină șoseaua. Deci singura cale de acces pe care am găsit-o ca să ajung până pe malul Dunării este această stradă sau vad, strada Cuvioasa Parascheva, de aici din Chiscani, care practic are și câțiva metri neasfaltați. Practic vedeți în urmă se termină asfaltul unde am lăsat și eu mașina. Și am luat camera și mergem pietonal vorbind și ajungem într-o zonă unde văd eu de aici și două lebede albe și restul gâște și vedeți că în această zonă puteți avea acces la pescuit.
Sper că vedeți și voi acolo în depărtare, către mal, două lebede albe și două, patru, șase, ba nu, și alea tot lebede sunt, dar sunt pui. Am zis că sunt gâște, alea gri. Sunt tot lebede, dar sunt pui și au puf. Șase pui de lebede, deci o familie de lebede. Acolo, iar aici în dreapta, sunt aici câteva grădini private, însă aici există zonă care practic îți dă acces până pe malul Dunării. Deci în Chiscani, aici va trebui să veniți. Hai să coborăm până la Dunăre. Ați văzut și voi accesul restricționat către insula Arapu, pe canalul Arapu. Însă aici suntem nu chiar departe de zona Arapu. Aici, practic, în zonă sunt tot la fel formate câteva canale, tot din Dunăre, câteva insule. Însă vedeți și voi, cam aici este punctul de acces către Dunăre. Iar în partea stângă aici, privind, văd depozitul de lemne din zonele private. Și am ajuns, așa cum vedeți, fix pe malul Dunării. Și aceasta din față, care o vedeți voi, tot o insulă este. Iar dincolo de insulă, bineînțeles că alt braț, ce formează un alt canal. Însă insula Arapu a rămas mult în urmă, dar nu foarte departe. Cineva chiar pescuiește acum în mijlocul Dunării, acolo, nu știu dacă îl surprinde camera. Sunt cu barca. Practic altceva nu prea ai de făcut în această zonă. Cam așa arată zona respectivă. Bag de seamă, mai sunt câțiva barcagii acolo în față. Cineva a coborât cu mașina până aproape de malul Dunării. Câteva oițe și căprițe aici în dreapta. Două, trei bărcuțe. Și cam aceasta este zona respectivă în care poți veni la pescuit. Însă nu e chiar atât de interesant, după cum... Sper că ați înțeles în ce constă accesul către brațul la Arapu. Singurul acces l-am avut de aici, din comuna Chiscani. Dar aviz amatorilor de pescuit, poate voi cunoașteți mai bine aceste locuri sau zonele de acces către malul Dunării. Dar vedeți că în unele condiții vă trebuie mici embarcațiuni ca să ajungeți în alte locuri mai bune de pescuit sau pe canalele existente formate aici pe brațul Dunării. Sper că m-am făcut destul de înțeles. De aici, din Chiscani, după malul Dunării, eu vă salut și ne revedem în altă locație cu alte informații mai importante, să zic, în ce constă și problemele aferente cu infrastructure. Bag de seamă că se renovează anumite lucrări, însă ne vom revedea la următoarea locație cu un următor video. Sănătate, numai bine și dacă veniți la pescuit, fir întins!